calificat pentru extragerea de 45.000 de euro. Sunt ultimele minute în care trebuie să trebuie mai pot da SMS la 1.800. Ultimele minute, e clar. Ca să vă dea domnul... A primit telefon de la... Zice, gata, ca să vă dea domnul Duban să vă dea premiul cel mare. Ultimele secunde să până la extragere. Să mai poată da dânsi SMS-ul, să copieze de pe sticle. Cum iau una pisica? Nu, o stricați, domnul Diacon, da? Cer scuze. Îl știți, Vago? Da, ne zice, cum face, știți cum face, cum face pisica lui Schumacher? Miau! Da, apropo de asta, trebuie să spun că am niște prieteni extraordinari care ce joacă golf. Așa. Și erau ei odată, la un moment dat, la golf și unul dintre ei era necunoscut. Venise unul al patrulea, unul necunoscut. Zice, m-a dat cu ce te-o pe avea o vioară cu el și zice, acolo ții crosele? Da, ce? Luneta. Ce-a făcut? Luneta? Dar ce faci? Sunt killer, profesionist. Tu te bă, de aici, tu, pe cuvânt. Cât e? 1000 de euro de shot. Serios, da. Băi, ești nebun. Bă, că nu te credea, deschide. Cu deschide, într-adevăr, poți că... Ia, bă, dă și mie luneta. Să uită asta pe lunetă. Apropo de aia, când te uiți cu ochiul închis la soacră, știi, când te uiți pe lunetă, să uite, da, bă, ia uite. Mamă, dar ce... Mamă, până unde bani? Ia uite, uite casa mea. Uite-o pe nevastă mea. Goală? Uite-l pe ăla. Ia în genunchi. El... Ce? Unde-i bani? Au! Au! Ce face? Ia uite, ia, domne, îți dau 1000 de euro pe loc în momentul ăsta, în pușcă, fii atent, nu, îți dau 2000 de euro, fii atent, pe el în pușcă, în socoteală, iar pe ea, că a îndrăznit să se dea la femeia mea, iar pe ea în pușcă în gură, că cu gura aia m-a tocat toată viața, de n-am mai fost om, de m-a scos de minți, ai înțeles, gata, 2000 pe loc, bagă, hai, bagă cartuși pe țeavă, ăsta ia pușca și stă. Ce faci, bă? A zis că-ți dau 2000 de euro. Păi el în socoteală, păi el în gură. Ce, taci? Tocmai încerc să salvez 1000 de euro. Trebuie să-mi întrerup cu publicitate, că nu se mai poate. Iar publicitate! Așa un bag de vulgari. De asta are bani de plasmă. Revenim imediat și o să facem și extragerea. Încercăm să vă luăm prin surprindere, fiindcă dacă vă luăm prin surprindere și nu vă uitați la program, atunci când se face extragerea, dăm doar 5.000 de euro. Ce-a făcut? Nu dăm 45. Aha, gata, m-am prins. Deci aici e treaba. Deci cum? Trebuie să se uite unde? Deci telespectatorul, ca să ia toți banii 45.000 de euro de la televizor funcționar, trebuie să îndeplinească trei condiții. Care? Una, să-l extrageți dumneavoastră, prima condiție. Dar de unde le extrage? Extrage Andrei Duban din... Din calculator? Din calculator. Eu nu bag mâna în calculator. Așa, mă. Așa. Așa. A doua condiție, să aibă un SMS trimis și ieri, când a pierdut. Adică să fie jucător împătimit, fidel în fiecare adică seară. Adică în fiecare zi unul. Da, de să aibă măcar unul. Asta e ușor. Mă rog, să zice că trebuie. Cât costă un SMS? Nimic, zero bani. Ei, haide, domnule. Păi bune, e greu. Cum să... Serios, dai moca. Păi și matat în ce câștigi? Păi sticla, se vinde sticla. El cumpără o sticlă. Păi da, și la SMS dacă dă, păi poate de asta El cumpără sticla. Să uită pe capacul sticlei. Da, și trimite SMS. Și pe el nu-l încasează... SMS-ul nu. Ei, na. Păi așa trimis zilnic. Păi cum zilnic trebuie trimis, da? Așa, bun. Și a treia? Rămâne cu băutură. De parcă nu e tot băutură, rămâne cu băutură. Și a treia și ultima să se uite la OTV în momentul când e sunat. Adică când sună. Adică acum, să se uite? Da, și noi sunăm. Și dacă nu zice, alo, domn Duban, să trăiți, nu știu ce, sănătate, da, alo, cu ce sunt eu îmbrăcat? Da, sau... la revedere. Bang, sau... Pierdut. Adică care a fost ultima prostie care a zis... Adică rămâne doar cu 5.000 de euro, nu pierde. Da, tot? Rămâne 5.000. Da, și acum... Dar e important să aibă SMS-ul. Și cam câți oameni trimit pe zi? Ca idee. Bănuiesc că sunt întrebări pe care vi le-ar pune orice peste câteva minute, dar acum, în ultimele 24 de ore, 630 ceva de mii. Haideți, 630.000 de SMS-uri, dar unii trimit câte 10. Cel mult 10. Deci nu ne putem da seama câte persoane. Nu, bă, cum, ne putem da seama câte 100.000 de oameni? Numere de telefon, că deci, nu știm care ar fi persoană. Șansa? Ca eu să... Eu de mâine, pe mine m-ați convins. Șansa, ce să zic, eu în fiecare câștigă cineva. Mă duc până la niște prieteni care au niște sticle de astea. Oricum, ideea e că față de loto sau față de bingo, da? Omul nu pierde nimic. De ce? Că oricum bea apa aia minerală sau vinul. Sau coniacul. Da, s-a ales cu SMS-ul, s-a ales cu macheala, e clar. SMS-ul nu costă nimic și așa poate să-și ia 5.000 sau 4.500 sau... Dar crește în fiecare zi. Acum... Și acum vreți să spuneți că dacă a trimis și ieri și extrage și să și uite la noi, ia 45, da. Dacă nu și ia 5.000, dar ăla de mâine, ăla de mâine, dai cu report și ia 50.000.
Mă înțelegeți? Ăla de mâine. Dacă da, se mai adună 5.000. Da, se reportează totul pentru păi mâine. Și eu cred că, da, și dacă îl nimerim pe ăsta cu 45. Sănătate și se duce la biserică, ce dă domnul Duban să-i dea sănătate, nu știu ce, Dumnezeu. Sănătate, se nu? Se pune lumânări la via acolo. Dar niște noroc n-ar putea să dea, că sănătatea au avut și ea de pe Titanic. Aș vrea un comision, să înțeleg. Un 10% sau cât? Nu, ceva, să ieșim din primăvară. Dă pași ceva. Nu, să achităm datorii. Bine, mă rog, chiria pe 10 ani ar fi, e da, mult. Da, ce este, depinde ce chiria aveți. 350. De euro? Da. Ori 10, nu, 3500, păi sunt toți banii astea, 45.000. Nu merge. Mai gândiți-vă. Nu m-am mărit. Revenim imediat cu domnul Duban, oricum niște bancuri măcar să ne mai spună și să ne facă această extragere. La 10 euro bancul, pe urmă, stăm până, da, revenim, stăm până la Crăciun. Revenim imediat, haideți să vedem totuși în ea 45.000 de euro, că sunt și eu curios. E clar, eu mă duc să dau.